Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Hector. Astăzi vom continua cu povestea. Un lucru interesant pe care l-am aflat de pe forumul jocului e că toate camerele sunt random. De fiecare dată când te joci vei avea alte camere. Bine, povestea e aceeași pentru toți jucătorii, dar camerele sunt diferite. Și cred că a fost un patch sau ceva pentru că cel puțin nu se mai mișcă imaginea așa de tare. Cum se mișca în primul episod, probabil lumea s-a plâns că nu prea era cam dificil de vizionat. Sau, poate din cauza că am luat pastilele alea și ne-am revenit, nu știu exact. Ok, să-l bloc, nu putem să intrăm pe acolo. Nici pe aici. Totuși pot să apăs pe asta. Pot să dau de ușă și pot să dau și de asta, nu știu exact ce face. Ok, hai să coborăm. Ce-mi place la jocul ăsta e faptul că nu ai jumpscare-uri unul după altul. Bine, poate sunt mai încolo, dar ideea jocului este să sperie prin atmosferă și cred că asta e cel mai important într-un joc de genul ăsta. Să te sperie prin faptul că e foarte creepy. Și da, e foarte creepy. În niciun caz n-aș vrea să fiu aici. Mă gândeam că pot să iau chestia aia, dar nu merge. E incredibil de creepy. Nu toate astea se deschid. Și din câte am observat, există un monstru ceva în jocul ăsta, dar n-am dat noi de el încă. Nu că aș vrea prea să dau de el prea rapid, dar o să fie interesant când o să apară. Avem un note aici, să vedem. It's confirmed. Jackson was murdered. Jackson, cine e Jackson? Ok. Cineva a fost omorât. Wow. Și iarăși vocea aia de femeie care spune come find me, adică să vin să o găsesc. Mi-ați spus voi că în unul din note-uri în care vorbește tipa, vorbea de cineva cu un ceas de aur la mână. Și dacă vă uitați la mâna mea, într-adevăr, e un ceas de aur. Probabil tipa să ne știe cumva, dar nu-mi dau seama care e legătura dintre noi. Ok. Începe să revină viziunea aia. Oh, ce-i asta? Oh, un șoricel. Bun, cum îmi bag eu? Trebuie să iei pastile, am presă la un interval de timp, că dacă nu începi iarăși să vezi aiurea. Faza e că... A, uite așa. Gata, l-am luat. Sper să-și revină, că iar și-a început să facă așa imagine. Din cauza că jocul ăsta se joacă cu mintea ta și îți pune aceleași camere în față, ocazional, poți să... adică te poți pierde ușor. Și chiar erau oameni pe forumuri care spuneau că, domnule, m-am pierdut ore în șir și n-am reușit să găsesc pentru că... n-am reușit să găsesc ieșirea, pentru că pur și simplu se repetau camerele și nu știam pe unde să merg. Cam asta e riscul la un joc de genul ăsta în care totul e random. Se întâmplă ceva. Oh, oh, oh. Ai tipa oare? Am zis că a apărut o tipă. Am lăsat un note. Iarăși un șoricel.
care-i faza? Ia să mă întorc înapoi să văd dacă am mai apărut ceva pe aici între timp. Nope. Mai care ești acolo? A zis they're watching us, cineva se uită la noi. Mai era lumina aici, parcă, a? Și dintr-o dată nu mai e întuneric complet. What? They're watching us. Cine se uită? Ne urmărește cineva, cică? Ok. No. Măi, nu fă de astea. Până și cel mai mic sunet, când ai o atmosferă de genul ăsta, te sperie. Și mergem din nou într-o zonă... E cineva acolo? Nu mi s-a părut. Eu și coborâm pe scările astea pe care am mai fost odată, dar nu ne... Cel puțin nu cred că ne învârtim în cer. Nu, uite, un item pe care nu l-am luat până acum. Vedeți încă o dată note-ul. McGuinn stole a gun. In 3 days we're going to take the doctor hostage and escape. It's our only hope. Aha, deci ei și-au făcut un plan să scape din... Până la urmă e ca o închisoare. În spital probabil de... Făceau niște experimente pe ei sau ceva, dar... Și-au încercat să scape. Cineva a făcut rost de o armă. Baterie, dar nu știu... N-am la ce să folosesc bateriile astea. Poate găsim o lanternă pe parcursul jocului. Ar fi folositor. Nu știu dacă mergem în direcția bună. Iarăși apar vocile alea. Jocul ăsta își bate joc de mine. Surveillance. Și am ajuns în același loc, numai că uite, e complet diferit. Adică e același loc, dar totuși e diferit. Hai să mă întorc. Ce aici? Generators. Dar nu poți să acționezi nimic aici, n-ai... Mă gândeam, poate reușeam să deschidem lumina peste tot. Dar nu merge. Ok, hai să ne întoarcem și să vedem dacă se schimbă camerele. Mergem tot înainte pe aici. Grafica e foarte bună la joc. Nu știu exact ce engine folosește, dar îmi place grafica. Cineva zicea că e similar cu Outlast, dar nu prea. Vedeți? S-au schimbat camerele. Deși suntem în aceeași zonă, a apărut un note. Go through with this uprising. I have a bad feeling. I told them I quit. Ok. Cineva n-a putut să meargă până la urmă, până la final cu planul. Și e interesant cum afli povestea din noturile astea. Mi-aduce un pic aminte de BioShock cu înregistrările audio. Cred că e o metodă foarte bună de a spune o poveste. Și să nu te... să-ți bagi o grămadă de cutscene-uri și tot felul de chestii.
Am găsit până la urmă care e faza. Era o chestie aici. Numai că trebuia să dau asta la o parte. Și un keycard, niște note-uri și o lanternă. Și mai e ceva acolo, mai e. Ok. Ei, și acum avea... Îmi dau seama pentru ce aveam bateriile alea. Mi pot să țin și asta dacă vreau. Să le am pe amândouă, dar... Și acum keycardul la ce-l folosești? Păi aici e ceva, nu e. Trebuie să fie o ușă, bănuiesc. O ușă pe care o deschizi numai cu un keycard. Hai să vedem unde e. E și un note? If you're reading this note, it means I wasn't able to come back for my supplies, and you found them instead. A, l-a lăsat tipa aici pentru ea. I'm not sure exactly Dar n-a what's reușit going să on le at the mai ia. place, but I found it today. My sessions are starting tomorrow. I'm so afraid. I saw what happened to the others. I stole these supplies. A flashlight, some food, and a key card I found. The key leads to the cell blocks. That's where they're taking me. Please help me. Ok, a dus-o Who are la... they? A dus-o în cell block, undeva într-o închisoare. Hai să mergem să o găsim pe tipul. Și vezi că acum deja s-au schimbat camerele. Și putem să ieșim în final din zona aia. Jocul ăsta face ce vrea cu tine. Dacă vrea te lasă să ieși, dacă nu te învârți în aceeași cameră permanent. Hai să vedem dacă mergem... Uite, mergem bine. Asta e cell block-ul și aici e și cardul. Și putem să mergem în final. Oh! Oh! What the f... Ok, ziceam eu că nu sunt jumpscare-uri, dar chiar sunt... Oh, Doamne. Holy shit, nu mă așteptam la asta. Câți dintre voi v-ați speriat la faza asta? Unde mergem? Ninge? Dar de ce ninge înăuntru? Și deodată s-a făcut tot ăsta alb? What? Stai că nu mai înțeleg nimic. Ce s-a întâmplat? Ok, unde suntem? V-am zis, jocul ăsta se joacă cu mințile noastre. Ok, nu e ciudat deloc. Oricum, jumpscare-ul ăla m-a speriat. Locul ăsta. E ca un labirint, dar... Cum a dat știi în ce direcție trebuie să merg? What? Nu vrea să mă lase să merg în direcția aia. Și nu mai am toate lucrurile mele. Probabil visează caracterul meu sau ce se întâmplă? Sau poate n-am luat pastilele la timp și acum am pur și simplu am nebunit? Oricum e interesant povestea. Și interesant și jocul. Te face să vrei să afli mai multe. Se aud mașini și chestii pe deasupra. Ok, poți să citi, încă mai merge să citești noturile. Hai să merg pe aici, poate. Nope.
nu mai am niciun item din ce aveam înainte. Întrebarea mea e de ce nu mă lasă să trec pe aici, pentru că... Uite, peste tot pe unde am trecut până acum m-a lăsat. Aia e singura zonă în care nu mă las. Sigur e o șmecherie și aici. Dar nu îmi dau eu seama încă de ea. Care-i faza oare? Putea să-i auzi și inima cum bate. Cred că am ajuns unde trebuia. Ce e? Oh. What? Oh. E o piesă de șah. Regele. Ok, caracterul nostru cred că cu siguranță e nebun sau ceva. Altfel nu-mi explic ce e asta. Emergency sprinkler system. Ok. Și am oprit chestia aia. Și acum a dispărut... Cred că a dispărut ușa pe care... prin care am venit. Ha? Ți-mi minte să fi venit pe aici. Ok! What? La faza asta nu mă așteptam. Și am revenit în lumea normală? Ah, nu, suntem undeva într-o zonă... într-o cameră de aia de nebuni. Astea sunt făcute așa special, să nu poți să te dai cu capul de ele. Dar văd că pare reușit să le rupă, să se dea cu capul până la urmă. Și de ce ne-a pus aici acum? Avem toate itemele noastre. Cineva ne-a prins, cred. Putem să scăpăm de aici, oare? Era ceva acolo care puteam să interacționez. Stai să-mi iau pastilele. Să-și revină vederea. E acolo ceva jos, dar nu știu cum pot să trec. Ok, vedem în episodul următor ce se întâmplă. Interesantă povestea, chiar vreau să aflu mai multe. Așa că dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!